Și dumneavoastră la fel, vă mulțumim frumos, să trăiți sănătoși. Stimați prieteni, cunoașteți criteriile de apreciere în cadrul acestui festival. Sunt trăsăturile fundamentale ale folclorului românesc. Au autenticitate, expresivitate, diversitate, recuzită, originalitate, naturalețe, artistism. Și principalul criteriu este și cel de timp. Vă rugăm fiecare colectiv să evolueze până la 15 minute. Vă rugăm frumos! Patrimoniul de valori tradiționale ale culturii noastre populare include, la un loc de frunte, obiceiurile de iarnă, ca elemente ce definesc specificul poporului nostru, elemente agricole și păstorești. După cum ne îndeamnă distinsul profesor Iulian Filip, să aducem spectacolele populare în scena cultă, dar să ne păstrăm originalitatea și autenticitatea. Primul colectiv care deschide acest festival, ansamblul etnofolcloric Ialoveneanca, Ialovei, director artistic, domnul profesor Grigore Vârlan, conducerea muzicală, domnul profesor Valeriu Nedelciuc. Vă dorim succes! Cinstiți gospodari! Eu vă fac pe cămărașul și vă întreb cu tot curajul. Ne primiți cu colindatul, cu uratul, cu sorcova și sămăratul? Colinde! Colinde! E luna colindelor! Se bucură copiii! Se bucură maturii! Se bucură pătrânii! De dragul Mariei! Și-a Mântuitorului! Yeah.
într-un călcâi fata popii cu șerșei, mânați, măi! Aho, aho și bună seara, fraților din toată țara! Acum, la sfârșit de an, an de secta lui Casian, să pornim cu plugușorul, să urăm întreg poporul, că în anul cei pe roate am avut parte de toate. Grâul a dat roade bune, au fost fructe și legume, am avut și struguri dulci, și cireșe, mure, nuci, și porumbul a rodit pentru cei ce au muncit, Domnul i-a bogoslovit. Mulțumim mult Domnului că ne are în grija Lui, mulțumim plugarilor că sunt oameni gospodari. Astfel zicem o urare la cei cu suflet mare, ce muncesc cu sârg și spor pentru țară și popor. Să urăm agricultorii, medicii și profesorii, funcționarii și drumarii, pe acei ce construiesc, fac comerț și deservesc, pe acei de la cultură, că sistem și bun de gură, pe toți acei ce fac viața mai frumoasă chiar aici la noi acasă. Pentru asta, măi plăcăi, mai sunați din zurgălăi și strigați cu toții! Despre anul ce s-a dus, ai avem multe de spus. Despre cei de la domnie și-au uitat de luminie și-au desăvăcit poporul și ne-au curat viitorul. Deputat și deputate au uitat de soră, frate, au trădat bunici, părinți, s-au vândut pe trei arginți. Și chiar pe la miezul nopții, o fac tâlharii coții, au votat un nou guvern și unindu-se într-un ghem. Miliardele curate le-au pus pe poporul în spate, iar coții chefuiesc în libertate. Justiția nu se grăbește, parcă nici nu dorește, ca să-i pui la răcoare pe cei ce pradă și fură, cine iau pâine de la gură, cine lasă în sărăcie, vede-ar motra în pușcărie. Hai, băieți, cu mic, cu mare, rageți mișul pe spunare, miliardul cu iare! Împotriva hoților, hoților și corupților și cu toți au cerut de sistem și crezut ca de acum înainte să-și aleagă președinte. Primul om care discute, nu mai vrei un rap să mure. După multe funcțială, funcțională, a pus punct, oprind conflictul și a declarat verdictul. Când un om are dreptul să-și aleagă președintul. Pentru asta, măi, plăcut, ia sunați de zângăre și strigați o dată. Și s-a bucurat poporul că își alege viitorul. Dar n-a fost să fie așa. Toate au mers de-andoasele. Unul, nesilit de nimeni, a pus coada între vine și s-a retras în pădure să servească suc de mure. Doi din cei mai încrezuți nu au mai fost susținuți și scrutinul l-au pierdut. Iar ceilalți foarte mai mult. Și-au ajuns în turul 2, din 11, doar 2. Unul a poporului, altul a oligarhului. Și s-au năpustit cu toții, tâlcarii, corupții, coții și biserica rusească. Pe cel bun să-l ponegrească. Tot țipând că e mai bine cu o stea la cârmuire, că-i de lor și știe bine cum să împartă și cu cine. Și așa un nu știu cine a furat din buletine. La ei noștri n-au ajuns, la ei lor le-au dat în plus. Și ne-au hotărât destinul, găgăuzi, separatiști, trădătorii și Kremlinul. Ia, păcăi, cu mic, cu mare! Mai pocniți de spinare, miliardă cu iară! Bună-ți! Anul care bate în ușă e cu mâna în mănușă. Să avem grijă de ei, de părinți și de bunei, de bătrâni și de bătrâne, care o duc de azi pe mâine. Și n-au bani nici de un covric pentru asta să tragem roata mai plăcăi. Să strigăm cu toții! De urat am mai urat că e ușor a asculta.
Dar nu-i vreme de pierdut, avem multe de făcut și e timpul să jucăm deal și vale să arăm, să stârpim ciulinele să înflorească binele, să lungăm belenele să se spele rănele, să lungăm răul din țară să scăpăm din viața mare, să încălzească soarele, să rodească ogoarele și la anul care vine să culegem roade bune, grâu ca aurul curat, numai bun de măcinat, mere, struguri și legume, pomușoare, nuci și prune, mere dulce de albine, să avem vaci cu lapte și miței, scroate, grase cu purcei, găini, iepuri și curcani, gâști, rațe și cărălani, la anul și la mulți ani. Ne chinăm sănătate, că e mai bună decât toate, pace în suflet și lumină, flori frumoase în grădină, să aveți numai bucurii de la rude și copii, să aveți noroc în toate, masa plină cu bucate, să fiți vrednici gospodari, să aveți lei, să aveți dolari, să aveți euro și bani la anul și la mulți ani. Busuioc la grind în casă, rămâi gazdă sănătoasă. Mai sunați din Zurgălăi și opriți clubul, mai plăcesc!
ochilucă. Stați-i voi să se ducă. O să ducă capul ăsta, să nu vin până la an. Primiți colacul și pitacul, să trăiți sănătoși!